Mă rog ca Dumnezeu să țină familia ta pe loc, să țină soția ta pe loc, să țină soțul tău pe loc, să nu se rupă familia, să pună Dumnezeu dragostea Lui, să pună Dumnezeu iubirea Lui, să toarnă Dumnezeu în casa ta pacea Lui, să toarnă dragostea Lui în casa ta, în cortul tău, tot ce este în familia ta să rămână până va veni Domnul. Nu este mai mare durere pe fața pământului decât copilul tău să fie crescut de mâna străinului. E cea mai mare durere când copiii rămân despărțiți de părinți. El o să-l mai crească mâna care s-a chinuit cu el, îl crește mână de străin. Cea mai grea viață este viața orfanilor, care n-au mama naturală și n-au pe tatăl lor natural. Nu există durere mai mare pe fața pământului, nu există întristare mai mare decât întristarea când mama își părăsește copiii și atunci copiii urmează să fie stresați, bătuți, ridicați de la masă, frămâți, dezbrăcați. Doamne, nu îngădui rupe, nu îngădui despărțiri în familie. Unește familii, că fără tine, Doamne, nimic nu se poate întâmpla pe pământ. Am ridicat în picioare și dorința mea este să vă pregătiți inima pentru această rugăciune care vreau să o rostesc înaintea lui Dumnezeu. Și vă rog frumos, cu toți care suntem aici, să păstrăm liniștea ca să putem să ne rugăm. Și cineva care este în mijlocul nostru ne ascultă. Un înger al Domnului ia rugăciunea noastră, o duce înaintea Tatălui și Domnul Iisus și-a dat rănile și spune: Tată, oamenii aceștia care au nevoie de tine, ajută-i. Tată, oamenii aceștia care au nevoie de vindecare, vindecă-i. Și când Dumnezeu Tatăl se uită la rănile Fiului Său, când Dumnezeu Tatăl își aruncă privirea în coasta străpunsă, când Dumnezeu Tatăl își aruncă privirea în palmele străpunse, în fruntea ne-a suferit spii. Știi ce face Dumnezeu Tatăl când vede durerea Fiului Său care a murit pentru noi? Din milă, din milă, din iubire, din dragoste pentru Fiul care a murit pe cruce și a treia zi a înviat după Scripturi, aprobă dorințele Fiului și trimite din cer la patul tău când tu te culci. Trimite un înger la patul tău și îngerul acesta spune: sunt trimis de Dumnezeu Tatăl să mă ating de tine, să te eliberez, să-ți acord vindecarea. Dacă tu vei crede în această seară că un înger va veni la tine în seara aceasta, dacă tu vei crede că Dumnezeu Tatăl trimite un înger în casa ta ca să se atingă de tine, tu în această seară de dimineață te vei trezi vindecat. Pentru că vindecarea nu o face Dumnezeu pe mese de operații, o face patul tău unde te culci. Acolo se vindecă oamenii lui Dumnezeu.
Vindecările pe care le-am văzut ochii mei a fost la mine, în familie, în casa mea. Acolo s-a atins Domnul Iisus. Știi ce te îndemn în acest moment? Să crezi că Dumnezeu poate să trimite un înger chiar la patul tău, chiar în dormitorul tău, în casa ta. Și dacă vei crede, spune chiar în acest moment, cred că Domnul trimite un înger, cred că Domnul trimite pe cineva din cer și se va atinge de mine și mă va vindeca și n-o să mai iau medicamente care m-am otrăvit cu ele. Mi s-a dus ficatul din cauza acestor medicamente, s-a dus viața mea, s-a dus puterea mea, s-a dus sănătatea mea. Am nevoie de Iisus, am nevoie de medicamentul Lui, am nevoie de atingerea Lui, am nevoie de ridicarea Lui, am nevoie de puterea Lui. În această seară, rugăciunea aceasta este specială pentru tine. Nu ai să crezi! Nu cere Dumnezeu banii tăi! Nu cere Dumnezeu casa ta! Nu cere Dumnezeu mașina ta să te vindece! Nu! Cere credința ta! Ai credință, fiică! Ai credință, fiule! Da, Doamne, om! Pentru că Tu ai credință, în baza credinței, mă ating de tine, te eliberez de minte și îți dau mădulare sănătoase! Aceasta nu o face nimeni. Aceasta o face Iisus. Aceasta o face Iisus. Această vindecare o face Iisus din Nazaret. Numai tu trebuie să crezi că în această seară Domnul trimite un înger la tine. Neprihănitule Tată, oamenii aceștia sunt aici. Unii au venit din curiozitate. Unii au venit aici în locul acesta că le place să audă cuvintele Tale, Doamne. Unii sunt prezenți aici, am nevoie de Tine peste norul de noapte, peste cerul acesta înstelat, pogoară lumină din cer și coboară acolo unde este nevoie de eliberare. Deschide-se gazul cerurilor și fă să strălucească slava Ta peste cetatea românești, peste cetatea românești. Deschide, Doamne, un izvor de vindecare. Oamenii să creadă că Tu ești adevăratul medic, adevăratul care poți să vindeci fără bani și fără plată. Vindecarea Ta se poate întâmpla în orice familie din românești. Te chem aici, Mesia! Te chem aici, Doamne! Oamenii astăzi sunt răspândiți, Dumnezeule, Tată, la răspândii! Sunt înduși, Dumnezeule, numiți de diavolul, la băutură, la jocuri, la lucruri scârboase și urâte! Dar noi suntem în prezența Ta aici! Binecuvintează pe toți vecini, neamuri, rude, binecuvintează copii, familii, lasă binecuvântarea Ta, Doamne, peste oamenii care au nevoie de atingerea Ta, care au nevoie de vindecarea Ta, care așteaptă de la Tine un răspuns, care așteaptă de la Tine, Mesia, o vindecare, mă rog, pentru acești oameni care s-au ridicat în picioare. Tu cunoști ce au nevoie, Tu știi de ce au nevoie, Doamne. Eu nu cunosc problemele lor, dar Tu le știi. Ia țigările, Doamne, care este un cancer pulmonar. Ia băutura, Doamne, care scurtează viața lor. Ia din viața lor mizeria păcatului. Fă
tăi curați pentru împărăția ta curată. Cum ai scos pe mine din groapa pieirii, cum ai luat de la mine patimile care trăiam în ele, ia și de la ei patimile, patima de băutură, patima de țigări, patima de vrăjitorie, patima de frică, de afară Mesia din viața lor, mizeria păcatului, și fă să strălucească peste ființa lor slava ta, să strălucească, Doamne, puterea ta, că numai cei ce vin la tine, Doamne, și cei ce se recunosc, primesc de la tine, Doamne, vindecare, primesc de la tine pace, primesc de la tine binecuvântare. Rămâi cu noi și binecuvintează, Doamne, întreaga cetate și ne-ai mulțumit și dorim în continuare să binecuvintezi bucuria noastră și părtășia noastră de acum și până vei veni Tu. În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh m-am rugat. Amin. Vă rugăm să ne ocupați locurile. Nu ne oprim aici, amin.